CSMS Slatina a făcut în cadrul turneului de la Sfântul Gheorghe un pas decisiv pentru atingerea obiectivului propus pentru această ediție, care prevede evitarea meciului de baraj pentru menținerea pe prima scenă a handbalului românesc feminin. Cu doar o victorie în cele două meciuri disputate, echipa antrenată de Victorina Bora a reușit să urce pe locul 10 în clasamentul Ligii Florilor, devansând SCM Craiova cu 3 puncte. În acest turneu, în care s-au disputat 3 etape, CSM Slatina a stat în cadrul etapei cu numărul 25, a învins CSM Mioveni cu 27-22 în cadrul etapei cu numărul 26 și a suferit o înfrângere în meciul de duminică cu Gloria Buzău, când tabela de marcaj a indicat 35-26 pentru buzoience. Victorina Bor a pus înfrângerea cu Gloria pe seama oboselii și a unor accidentări și speră ca și în aceste condiții echipa să-și atingă obiectivul. Nu am făcut un joc foarte bun, probabil ne resimțim din ce în ce mai mult. Sper că în săptămâna care urmează să reușesc să recuperez jucătoarele accidentate, cum este Hermina Stoicănescu, pe care azi nu am putut să o folosesc. Adică după ce creștem puține, mai avem și accidentate. Și să încercăm să terminăm campionatul, în primul rând sănătoase și în al doilea rând să ne îndeplinim obiectiv. SCM Craiova și CSM Mioveni sunt după etapa 27 echipele care ar urma să dispute barajul pentru rămânerea pe prima scenă a handbalului românesc. Având în vedere avantajul de 3 puncte ale echipei slătinene și adversarele din ultimele 3 etape, comparativ cu celelalte două echipe oltene, este greu de crezut că CSM Slatina nu-și va atinge obiectivul propus.